Ne ridicăm în picioare. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. Stimată doamnă Căcănaru, dumneavoastră sunteți inițiatoarea acestei școli de icoane de sticlă. Puteți să ne spuneți cum a luat naștere această școală de pictură? În primul rând, eu am venit din București și ne-am mutat cu toată familia. Pe vremea respectivă aveam 2 copii, 2 fete. Am găsit un interviu într-o revistă dat de primarul acestei comune și în canon. Și mi-a plăcut foarte mult povestea de cum s-a format acest sat. Și am zis, acest sat și acești oameni trebuie să aibă o coloană vertebrală foarte solidă. Și am spus fetei mele gândul meu, așa intim, că îmi doresc să fac un curs de icoană pe sticlă cu copiii din sat. Și pur și simplu eram, eu tocmai născutem de 3 luni, era bebelușul în pătut, dormea. Zic, mi le-a trimis Dumnezeu, mă apuc. Și în bucătărie am pus 4 sticle, 4 modele, izvoade se numesc, așa, și i-am pus să deseneze. Și asta a fost prima încercare. Am mai făcut o ședință după încă o săptămână, după care ne-a vizitat domnul primar. Și i-am spus gândul meu. Săptămâna m-am trezit, fusese soțul meu pe la primărie cu niște treburi și am venit și mi-a spus, mâine ai prima zi de curs. Și m-am dus la curs. În prima zi m-am trezit cu 40 de copii. Erau enorm de mulți. N-am făcut decât o prezentare. Venisem pregătită cu culori, dar n-am făcut decât o prezentare. Și am zis să-i împart în 2 grupe. Au venit în 2 grupe, numai că au venit 60. Deci 30 într-o grupă, 30 în cealaltă grupă. Și mi-am dat seama că trebuie să îi chem pe clase, pe grupe mai mici. Și au început. Și așa a luat ființă cursul nostru. Am început să facem expoziții după un an de zile, pentru că ele trebuiesc înrămate. Și soțul meu face ramele la icoane. Ne-am gândit să facem o dată totul și atunci a venit și ideea acestor expoziții anuale. Deja au avut loc 4 expoziții. În primul an au fost vreo 60 de icoane, în al doilea au fost 250. Dacă la început s-a lucrat așa mai... Acum îmi doresc să fie mai puține, dar mai atent lucrate. Adică ei să fie mai adânciți, la început aveau mai puțină răbdare și trebuia să le pun totul la dispoziție, să-i chem cât mai puțin, dar să se concentreze cât mai mult la ceea ce au de făcut.
activitate extrașcolară este cercul de icoane pe sticlă, unde trebuie să subliniez că e o doamnă foarte inimoasă care face voluntariat. Acolo nu pot eu să fac și mă bucur că e o doamnă, culmea, venit aici din București, doamna Daniela Ciocănaru, căruia îi mulțumesc pentru efortul care îl face. Copiii nu învață numai să picteze icoanele pe sticlă, în primul rând li se creează starea emoțională necesară de rugăciune, de internă, evlavioasă, și scopul final la toate acțiunile astea aici este să facem niște oameni sensibili și creativi și normali, cu bun simț. Nu niște oameni fandosiți sau, știu eu, încrezuți, plini de ei. Tot lucrăm la aspectele astea. Sunt încrezător că vom reuși, dar nu am speranțe că toți vor reuși să se ridice la nivelul pe care îl doresc. Dar mereu le-am spus la copii că dacă dintre sutele astea de copii care vin, numai unul, dacă iese de calitate, tot o merita toată munca, că ăla unul va mai duce odată încă o generație sau două înainte munca și uite așa vom merge înainte. Toate icoanele pe care copiii le pictează, facem cu ele un vernisaj în 25 martie, le expunem în Căminul Cultural, vin copiii frumos, cu prăjituri, îmbrăcați în costume naționale, cu mămicile, cu
preoți, de la biserică, cu toată lumea să bucure și apoi le iau și le pun în primărie. Și în primărie n-am poza la niciun politician, în niciun birou, dar am numai icoanele la toți copiii și stau un an. Până când vine alt rând de icoane, icoanele alea de pe peretele le dau acasă și le pun pe celelalte din anul viitor. Și sper că așa să rămână mult, mult timp de acum înainte.